Albalistele Zeloance au început pregătirile pentru noul sezon pe plan local, iar în următoarele două săptămâni, fetele pregătite de Elena și Gheorghe Tadici se vor antrena la cheile grădiștei. Stagiul de pregătire va dura două săptămâni, urmând ca Zăleoancele să susțină și câteva jocuri amicale cu HC Dunărea Brăila și Gloria Buzău, dar și cu campioana SCM Râmnicu Vulcea, echipe care sunt în acest moment în cantonament la Cheile Grădiștei. Prima etapă se va juca în 31 august, HC Zaleu va juca pentru a doua oară consecutiv la debutul în noul sezon al Ligii Florilor cu multinaționala CSM București. Vor urma alte 10 etape până în data de 13 noiembrie, după care Liga Florilor va fi întreruptă pentru acțiunea echipei naționale, care va lua startul la campionatul mondial din Japonia, programat în perioada 26 noiembrie-15 decembrie. Ultimele două etape din tur sunt programate între 8 și 11 ianuarie, iar prima etapă din retur va avea loc în 25 ianuarie. Sezonul competițional 2019-2020 se încheie în data de 20 mai 2020, Echipa clasată pe primul loc la final va deveni campioana României, având dreptul să se înscrie în Liga Campionilor. Formațiile clasate pe locurile 13 și 14 vor retrograda în Divizia A, iar ocupantele locurilor 11 și 12 vor participa la barajul pentru menținerea respectiv retrogradare în Liga Națională, alături de ocupantele locurilor 3 și 4 de la turneul final al Diviziei A. Barajul pentru promovarea în Liga Națională este programat în perioada 4-7 iunie 2020. 16 mile de finale ale Cupei României, ediția 2019-2020, sunt programate în 15 ianuarie 2020, iar optimile o lună mai târziu. Sferturile de finală vor avea loc în a doua săptămână a lunii martie, al Final Four-ul, în perioada 24-26 aprilie 2020.